Bine ați venit la Arven. A, și Arven a venit la Mirce. Nu la Arven, bine ați venit la căsuța cu povești. Căsuța cu animăluțe. Da, sunt și animăluțe. Am început să vă citesc dintr-o poveste din cetatea lui Eu în cetatea lui Tu. Era frumoasă? Da. Nu mai ții minte? Nu mai ții minte? Da. Ce-am citit, așa? Un băiețel mâniosul care trăia în cetatea lui Eu cunoaște o fetiță venită din altă cetate, și anume din cetatea lui Tu. Fetița se numea Seninătatea și i-a plăcut destul de mult băiețelului, care s-a hotărât să o caute și pe ea și cetatea ei, de care nu auzise nimeni în cetatea lui. Și-a plecat să o caute după ce a cerut voie împărătesei. Continuăm. Mâniosul, înainte de vizita la palat, îi propusese fratelui său să plece împreună cu el în călătorie. Trufașul era cu 3 ani mai mare decât el, dar nu îi împărtășea entuziasmul. Eu mă simt foarte bine aici. Cetatea lui Eu este cea mai bună. De ce aș pleca să sufăr degeaba căutând alte cetăți? Cea care dorea însă să meargă cu el era sora lui, Ambiția. Dar părinții nu și-au dat acordul să meargă și ea pentru că era prea mică. Așa că Mâniosul, ascultând de sfaturile împărătesei, plecă singur în marea călătorie. Cercetător mă voi face, pe Seninătate s-o aflu și toți vor recunoaște ce valoare am eu. Mândria cetății lui Eu sunt la jocuri și la școală. În cetatea lui Tu voi ajunge, căci primul sunt eu. Voi vorbi ca un înțelept și toți mă vor slăvi. Cu onoruri mă vor primi și le voi fi conducător. 3 zile Mâniosul a umblat prin locuri necunoscute, lăsând în urmă munți, trecători, dar nicio cetate întâlnind și nici țipenie de om văzând. Plecase cu multă poftă de aventură și dornic de peripeții, dar începuse să fie tot mai dezamăgit și mai obosit. Îi era deja dor de cetatea lui natală și se întreba dacă merita într-adevăr efortul să caute cetatea lui Tu. Era tare obosit și se apropia din nou seara. A coborât o coastă de munte, căutându-și un loc potrivit și în siguranță pentru a-și petrece noaptea. Ceva îi mirosea ars. A văzut în zare că se ridică fum din spatele copacilor și a început să meargă mai repede. Cineva a făcuse un foc. Era cu siguranță un om pe acolo. Pe măsură ce se apropia, putea vedea intrarea unei peșteri și pe cineva care stătea afară. A început să alerge plin de neliniște și bucurie. Nu-și putea crede ochilor. Într-adevăr, era un bătrân cu barba mare și albă. Stătea în fața unei vetre și părea că face ceva de mâncare. Bunicuțule, bunicuțule, striga alergând. Omul se ridică și îi făcu semn cu mâna să se apropie. Mâniosul a ajuns istovit și tremurând tot. Bine ai venit! Bunicuțul îl luă după umeri și îl așeza aproape de foc pe un buștean mare. Hai! Stai să te odihnești, liniștește-te și pe urmă o să vorbim. Tu ești foarte liniștită azi, Ioana. Te-a obosit soarele. L-a acoperit cu o pătură veche, găurită și i-a dat puțină apă. A trecut ceva vreme până când Mâniosul și-a revenit. Era și bucuria că a întâlnit în sfârșit un om, era și alergarea și zbuciumul lui lăuntric. În orice caz, îi tremurau și dinții și nu putea să spună niciun cuvânt. Îl vedea pe bătrân cum își continua liniștit pregătitul mâncării și se întreba cum de nu tresărise deloc când l-a văzut, de parcă l-ar fi așteptat. Bunicuțul scoase din oală un pește și îl tăie în două, turnă peste el sosul și puse în 2 farfurii de lemn mâncarea. De aceea am prins astăzi un pește așa de mare, pentru că urma să am un oaspete. Este un pește de râu,
O să-ți placă. Era așa de foame că ar fi mâncat și piatră fiartă. Și tot i-ar fi plăcut. Mâncare în liniște. Cu mâncarea caldă și compania bunicuțului, miniosul începu încet încet să se liniștească. Se gândea cum de nu-i pusese nicio întrebare. Cum de nu era curios să afle cum a ajuns un copil în pustietatea aceea. A hotărât să spargă el tăcerea. Caut cetatea lui Tu. Ai auzit cumva de ea? Bunicuțul a zâmbit și a dat din cap. Da, ceva știu eu. Ceva știu și eu. Mâniosul a sărit drept în picioare, l-a prins de umeri și l-a clătinat ușor. Spune, bunicuțule, spune repede. E aproape, ce știi? Văd că mâncarea te-a întărit bine. Stai jos. Păi, ca să stau am venit până aici? Trebuie să aflu acum, imediat. De 3 zile caut și nu aflu nimic. De 103 ori dacă ai căuta și tot nimic nu vei găsi. De ce? Pentru că nu cauți bine. Mâniosul s-a oprit din țopăială și s-a așezat. Ascultă, bunicuțule, tot ce ai să-mi spui, spune-mi. Eu nu mă voi întoarce în cetatea mea până nu voi găsi cetatea lui Tu. Am primit îndrumări de la împărăteasa mea. Bunicuțul a zâmbit și a spus, dacă o să urmezi îndrumările împărătesei tale, atunci nu o să găsești niciodată cetatea lui Tu. Mâniosul a sărit de parcă l-ar fi înțepat o viespe. Cu tot respectul pentru vârsta ta, bunicuțule, da-ți interzic să vorbești urât de împărăteasa mea. Pentru că ești foarte obosit, mai bine să dormi și o să vorbim mâine. Nici vorbă de somn. Bine, o să merg eu primul la culcare. Vino să vezi unde o să te întinzi. Mâniosul tremura. Tremura de indignare. Dar încerca să nu arate pe cât putea. Intrară în peștera mică în care cu greu încăpeau 2 oameni. Într-o latură era o rogojină. Tu întinde-te și acopere-te cu această cuvertură, i-a spus bunicuțul. Mâniosul ar fi vrut să întrebe unde o se culce și bunicuțul, pentru că altă rogojină nu se mai vedea acolo. Dar nu o mai făcut din cauza mâniei. Oricum, el era oaspetele și pe deasupra era și copil. Bătrânul să facă ce dorea. Noapte bună, copilul meu. Noapte bună, spuse morăcănos. Măcar de aș putea dormi puțin, se gândi. De îndată ce se va crăpa de ziua, o voi pleca. O să găsesc eu singur cetatea lui Tu. N-am nevoie de ajutorul nimănui. După ce s-a zvârcolit o vreme ca o morișcă, l-a luat în sfârșit somnul. Când s-a trezit, era încă întuneric, iar bătrânul lipsea. Ieși afară și îl văzu șezând pe o piatră și privind cerul. S-a apropiat. Voia să vorbească cu el pentru că îi trecuse furia, dar nu știa cum să înceapă. Zorile se lasă așteptate după câte văd. Ei, nu chiar așa de mult. Dar ce, vrei să pleci? Încă nu. Ziceam să vorbim iarăși despre cetatea aceea. Bine, fie cum dorești. Bunicuțule, te rog să mă asculți și să mă ajuți. Pe toți îi ajut, copilul meu. Eu nu disprețuiesc pe nimeni, pentru că știi, omul are nevoie și de cei mai neînsemnați. Dar ieri seară n-ai vrut să mă ajuți. Ieri graba te-a făcut nervos, te-ai mâniat și era imposibil să vorbim. O discuție cere calm. Și cel mai bun medicament împotriva mâniei este... Cel mai bun medicament împotriva mâniei este... Ascultatul. Împotriva mâniei. Nu
ești? N-am auzit. Ce ai spus tu? Fericirea. Ioana, cel mai bun medicament împotriva mâniei? Răbdare. Calmarea. Răbdarea. Tăcerea, zice el. Tăcerea, spune bătrânul. S-a ascultat. Când ești mânios, să nu vorbești, să taci. Altfel, plin de furie, poți vorbi necuvincios. Poți să spui lucruri pe care să le regreți după aia. Eu cunosc mulți oameni care fac așa. Și voi? Da. Da, ai dreptate. Astăzi sunt mai calm. Ieri eram foarte obosit. Sigur, asta a fost. Spune-mi așadar, bunicule, ce știi despre cetatea lui tu? Cetatea asta, copilul meu, este cea mai frumoasă cetate din câte există pe lume. Mai frumoasă decât cetatea lui eu? Nu cred. Ai răbdare, să asculți. Este o cetate care nu are ziduri înalte, n-are case mari, frumusețea ei e în altă parte. Nimeni nu poate pătrunde însă în această cetate fără a trece mai întâi printr-o trecătoare, ca un tunel. Eu sunt mic și sigur că o să încap. Nu știu dacă încap e așa de bine. O să mă plec, dacă e nevoie. Da, aici este secretul. Pentru a trece, nu e de ajuns doar să-ți pleci capul. Trebuie să-ți micșorezi mai întâi eul. Aici, bunicuțule, m-ai încurcat tare de tot. Bunicuțul surse blajin. Fii atent, o să te explic mai simplu. Ce ți-a spus împărăteasa înainte să pleci? Mai știi, Mircea? I-a spus că e cea mai proastă cetate și... Altceva. Ce i-a spus împărăteasa înainte să plece? Cred că i-a oriunde spus... s-ar duce să spună mereu, ce să eu spune mereu? Eu sunt învingător, eu sunt cel mai bun. Eu mai întâi. Așa, eu mai întâi. Eu mai întâi. Ei bine, ca să găsești cetatea lui tu, trebuie să faci exact invers. Trebuie să-l pui pe tu întâi. Adică mai întâi să cauți binele celuilalt, să zici că celălalt este ca tine, ba chiar mai bun decât tine. Când aceasta nu doar o zici, ci o și faci, atunci eul tău se face mai mic. Și voi trece prin trecătoarea cea strâmtă? O să treci ușor. Și dacă vei intra în cetatea lui tu, atunci o să vezi că nu vei mai dori să pleci niciodată de acolo. Tu precis ești de acolo. Dar de ce ai plecat? N-am plecat. Stau aici doar ca să arăt drumul celor care o caută. Mai e mult până acolo? Poate fi mult sau puțin. Depinde. Depinde de tine. Depinde de persoană. Exact. Depinde de tine. Adică cum? Când o să mergi pe drum, să fii atent la gândul pe care l-ai în minte. Întotdeauna să gândești binele. Pentru că atâta vreme cât vei face așa, drumul va fi ușor. Și cât timp vei gândi răul, o să ai greutăți. Și efortul pe care îl faci o să fie în zadar. Doar atâta trebuie să fac? Da. Ți se pare că e greu sau e ușor? E greu sau e ușor? E greu. E ușor? Ușor. Ușor de zis, greu de făcut. Ușor depinde de el. Ușor de zis, greu de făcut, spune Nușa. Tu spui că e ușor. E ușor, e greu, depinde. Fiindcă el e obișnuit. Depinde. Cu... Și tu? Eu zic tot. În funcție de... Nu este de ajuns să faci faptele, trebuie să... Și simți, adică, de exemplu, eu dau, cum zice profesoara noastră de religie, nu este bine să nu vadă dreapta ce face stânga, adică trebuie să nu te lauzi cu ce ai făcut. Dacă faci adică să nu știe dreapta ce face stânga, să nu vadă, să nu te lauzi. Și mai trebuie un element. Aoleu.
și mai trebuie o felină de mine. A, nu e bine să te mâni. Stai puțin acum, lasă. Discriminarea înseamnă să nu-ți placă de cineva pentru niște defecte. Pentru că e altfel decât tine. Da. Diferențe. Da. Diferențe. Pentru că, de exemplu, noi avem ochii verzi, iar ochii albaci. Nu ne place de tine, ai ochii albaci, nu mai vreau să fiu prietenă cu tine. Da, eu sunt alb, tu ești negru, noi suntem bărbați, Mircea, ele acum sunt fete. Da, e greu sau e ușor, Ioana? Depinde. Bine, hai să ne întoarcem la poveste. Da, deci bătrânelul l-a întrebat, ți se pare greu sau ușor? Voi mi-ați spus. Mâniosul a răspuns, e ușor, e foarte ușor. He, dacă știam toate de la început, eram deja acolo, în cetatea lui Tu. Mai bine mai târziu decât niciodată. Uite, s-a făcut ziua de-a binelea. Semn că trebuie să-mi văd de drum. Hai, ia și mănâncă ceva și pe urmă poți să pleci. În timp ce mâniosul a mâncat, bătrânul i-a pregătit ceva de mâncare ca să ia și la drum. Ai vrea să spun ceva, poate că n-ați observat, numai că atunci când a zis să mănânc ceva, mie mi-au cărămat. N-am observat. După ce terminăm de citit, vrei să-ți dau ceva de mâncare, asta da. Să înțeleg, da? Bine, o să caut. Înțeles. Poate și vouă. Da. Da și vouă, da, tu Mircea întotdeauna vrei, știu. Degeaba. De... Prăjituri? N-avem. Cristina a fost plecată, n-avem prăjituri azi. Da, găsim noi ceva. Degeaba îmi dai bucate, bunicule, pentru că eu, dacă nu la prânz, măcar seara, sigur o să fiu în cetatea tu. Ce zici? Îți urez să fii. Dar, pentru siguranță, e mai bine să le iei cu tine. De îndată ce soarele s-a ivit de după munte, bătrânul i-a spus, să mergi cu bine, copilul meu. Îți mulțumesc mult, bunicuțule, pentru tot ce mi-ai spus. Vrei să-ți fac un rezumat, să vezi dacă am reținut? Da, te ascult. Mai presus de toate, să caut binele aproape lui și mereu să am un gând bun. În felul ăsta, eul meu se micșorează, și atunci pot să intru în cetatea lui Tu. Ai reținut exact. Să mergi cu bine și să ai binecuvântarea mea. Ne oprim. Știam că asta mai citim. Acum. Nu s-a terminat povestea. Dar s-a terminat timpul. Da? Și vă e și foame. Vă e foame. Vreți să ne oprim? Da, dacă mai citim un minut în plus. Un minut în plus, un minut încep alt... Poate chiar o pagină. Chiar o pagină? O pagină? Hai că vă spun la revedere.